Deschidem cuvântul Domnului la textul din calendar pentru seara aceasta, text care vorbește despre Dumnezeu care a iubit lumea, din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, de la versetul 14 la 21, text complet care conține și versetul de aur al Bibliei, Ioan capitolul 3, de la versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Când fratele Răzvan vorbea din nou despre mulțumire și atitudinea de mulțumire și când ne vorbea despre faptul că mulțumirea izvorăște, răsare, se ridică din circumstanțe imperfecte și dintre oameni imperfecți. De acolo se ridică mulțumirea și dacă noi am așteptat să fim mulțumitori până când circumstanțele sunt perfecte și oamenii sunt perfecți, ar trebui să așteptăm multă vreme. Ar trebui să așteptăm până plecăm acasă. Dar slăvit să fie Dumnezeu că prin harul Lui ne-a așezat între oameni imperfecți, iubiți de Dumnezeu, care iubesc pe Dumnezeu, în care lucrează Dumnezeu în așa măsură încât lucrează și în noi, pentru ca în dragoste să ne îngăduim, să ne îmbărbătăm, să ne ajutăm, să ne acceptăm și să putem să ne iubim. Da, trăim între oameni imperfecți. Am fi falși să nu recunoaștem lucrul acesta. În orice grupare de oameni ar fi, uneori între frații slujitori, când fratele predica cuvântul Domnului, fratele Răzvan, eu am fost provocat așa să mă uit, m-am uitat în stânga, în dreapta, m-am uitat pe la frații în primele bănci și am început să mă gândesc, zic, mă, fiecare, din perspectiva mea ca și om, fiecare are calități, are slăbiciuni, alții se uită la mine, calități, slăbiciuni, măi, dar nu-i niciunul perfect, extraordinar. Mă, de unul îți place mai mult, de altul îți place mai puțin, unul e mai încăpățânat, altul e mai maleabil, unul e mai agitat, altul e mai calm, mă, nu sunt doi oameni la fel. Mă, dar de fiecare, la fiecare te uiți, sunt motive ca să-ți placă de el. Și la fiecare, dacă te uiți și scoți în evidență lucrurile negative, măi, nu-ți place. Dacă ești într-o grupare, într-o formație, dacă ești la cor, știu că atunci când veniți la cor, sunt surori cu care abia așteptați să vă întâlniți și sunt surori cu care nu sunteți așa excited că le vedeți, că nu prea vă potriviți. La frați, la fel. Oriunde, în orice grupare ești. Sunt câțiva cu care te potrivești. Wow, ce fain, ce nice. Poți să povestești și sunt alții cu care ești așa un pic mai la distanță. Și te uiți și analizezi. Și zici, Doamne, cum să trec peste chestia asta? Că nu locuiesc între oameni perfecți. Și atunci mă duc și mă uit în oglindă. Și zic, Doamne, dacă Tu m-ai iubit pe mine, dacă Tu ai avut milă de mine, dacă Tu m-ai iertat, dacă Tu m-ai acceptat, dacă Tu mai îmi dai har,
Păi cu ce sunt eu mai grozav decât celălalt? Doamne, binecuvintează-i pe toți, Doamne, ajută-mă să iubesc pe toți, așa cum Tu mă iubești pe mine, așa să iubesc eu pe cei din jur și toți împreună în această lume imperfectă, pentru că da, n-am ajuns în cer, că dacă ăsta ar fi cerul, ar fi destul de teribil. Încă n-am ajuns în cer, dar în această lume, în această viață, cu oameni imperfecți, lucrăm înspre perfecțiune și nădăjduim și credem că într-o zi vom ajunge la cel ce este desăvârșit. Dar un alt lucru frumos, frați și surori, pe care în seara aceasta îl facem în continuare, este că într-o lume imperfectă, între frați imperfecți, pentru câteva momente ne luăm privirile de la imperfecțiunile dintre noi și ne îndreptăm privirile înspre ceva desăvârșit, înspre ceva frumos, înspre ceva minunat, despre care ne vorbește cuvântul în seara aceasta, și anume dragostea lui Dumnezeu. Orice predicator a predicat din textul acesta cel puțin o dată, de 5 ori, de 10 ori sau de 20 de ori. Textul acesta este foarte bine cunoscut. Nu pretind să aduc absolut nimic nou în seara aceasta, dar citindu-l, încercând să așez lucrurile într-o anumită logică, înțelegând că evanghelistul Ioan folosește cuvinte puține, el are un vocabular mai sărac, n-are vocabularul cărturarului Pavel, pentru că el a fost un pescar. El vorbește cu cuvinte simple, așează fraze simple și acestea pot să fie înțelese parcă mai ușor. Nu are fraze foarte lungi de câte 10 versete, cum le are Pavel când explică doctrinele în epistolele lui. Dar e foarte interesant și rămân uimit că Dumnezeu poate să folosească un necărturar ca și Ioan și ca și Petru, Dumnezeu poate să folosească un doctor ca și Luca, Dumnezeu poate să folosească un om educat, mă gândesc că Matei, lucrând la vamă, a fost un om educat, și Dumnezeu poate să folosească un cărturar ca și Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu se poate folosi de fiecare om la nivelul la care este și poate să-i dea revelație care să fie o binecuvântare pentru alții, slăviți să fie numele Domnului. Yes, Ioan folosește cuvinte simple, mai puține, un vocabular mai sărac, dar plin de revelație dumnezeiască. Așa ne vorbește aici. Și am simplificat oarecum textul acesta și am intitulat mesajul De la dragoste la mântuire sau De la dragoste la pierzare. De la dragoste la mântuire sau De la dragoste la pierzare. Că prin dragoste trece și unul și celălalt, și cel care merge la pierzare și cel care merge la mântuire, pentru că față de toți a fost manifestată dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu când l-a trimis pe Hristos în lume, l-a trimis pentru toți. Biblia ne spune aici că Hristos n-a venit ca să judece lumea, să rostească judecată în dreptul lumii. El a venit cu misiunea ca să mântuiască lumea. Versetul 17, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Adică finalul slujirii, finalul începutului este mântuirea. Există un drum de la dragoste la mântuire și drumul acesta începe de la dragoste, începe cu dragostea. Dragostea dăruită sau arătată este Hristos. Este ceea ce Dumnezeu a făcut, El a dat, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Este acțiunea lui Dumnezeu, atitudinea lui Dumnezeu, implicarea lui Dumnezeu, fapta lui Dumnezeu, este ceea ce Dumnezeu a făcut. Dumnezeu a iubit și această iubire s-a materializat, s-a arătat, s-a dovedit în Hristos. Romani 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul
că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragostea dă, dragostea se arată. Așa a arătat Dumnezeu dragostea. Dacă cineva își pune întrebarea, ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Cum s-a manifestat această iubire a lui Dumnezeu pentru mine? Pentru fiecare dintre noi, dragostea lui Dumnezeu a fost manifestată în Hristos și nimeni nu poate tăgădui acest adevăr. Dumnezeu ne-a iubit, este dragostea desăvârșită în Hristos. Ăsta e începutul drumului. Dacă cineva vrea să ajungă la mântuire, începe cu dragostea lui Dumnezeu. Că fără Hristos, fără această iubire manifestată, nu se poate ajunge la mântuire. Nu este o altă cale, nu este un alt drum. Nu putem dobândi noi. Nu putem face doar noi eforturi ca să ajungem acolo. Fără această iubire a lui Dumnezeu, este imposibil pentru un tânăr sau un bătrân sau o ființă umană să ajungă la mântuire. Mântuirea începe cu prima fază, este iubirea, dragostea lui Dumnezeu. Faza a doua, pasul următor, este credința. Credința. Credința este ceea ce ne aparține nouă, ceea ce avem noi, ceea ce oferim noi. Este răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu. Credința, adică, iată ce spune 16, versetul 16 și 18. 16, pentru ca oricine crede în El. Pentru ca oricine crede în El. Versetul 18, oricine crede în El nu este judecat. Observați că pentru a ajunge la mântuire nu este suficientă doar dragostea lui Dumnezeu, ci este nevoie și de credința omului în această jertfă, în această iubire manifestată. Asta ne aparține nouă. Ăsta e răspunsul omului la iubirea lui Dumnezeu, e credință. Doamne, cred că m-ai iubit. Doamne, cred în Fiul Tău. Cred în jertfa depusă. Cred în această iubire manifestată pentru mine, pentru sufletul meu. Am mai spus, sunt convins și cu alte ocazii lucrul acesta. De mic copil am crescut în biserică. Și am crezut de atunci, de când eram copil, că Dumnezeu iubește lumea, per general. Dumnezeu iubește lumea. Dar n-am fost convins 100% că Dumnezeu mă iubește pe mine. Pe mine individual. Pe mine personal. Și că așa cum sunt, Dumnezeu mă iubește. Mai ales că după ce am plecat de acasă, nu prea am fost ascultător, nici nu m-a interesat de biserică, nici de Biblie, nici de rugăciune. M-a avut perioada adolescenței în care nu m-a interesat lucrurile spirituale. Am fost departe de părinți, departe de rugăciune, departe de protecția duhovnicească pe care am avut-o acasă și fiind la oraș, între oameni fără Dumnezeu, între prieteni fără Dumnezeu, nu m-am mai interesat în ceea ce are Dumnezeu de spus. Eu știam că Dumnezeu iubește lumea, dar nu eram convins că Dumnezeu mă iubește pe mine în condiția în care am fost atunci. Am zis, cum să mă iubească Dumnezeu pe mine? Pentru că eu am crescut în familie de credincioși. Eu știu care e diferența între bine și rău. Eu știu ce înseamnă să fii pocăit și să fii oameni din lume. Eu știu. Pe mine Dumnezeu nu mă iubește. N-are cum să mă iubească Dumnezeu. Da, pe oamenii care n-au auzit de Dumnezeu, pe oamenii care au crescut în lume, pe ăștia iubește Dumnezeu. Pe mine n-are cum. N-are cum să mă iubească, pentru că eu am răspuns până acum iubirii lui Dumnezeu cu spatele. Am întors spatele lui Dumnezeu, nu m-a interesat de Dumnezeu. Momentul mântuirii mele a avut loc, sau a fost, momentul mântuirii a fost în acea clipă în care m-am trezit, Duhul Sfânt m-a convins că Dumnezeu mă iubește pe mine personal
numele meu adăugat la versetul acesta. Dumnezeu te iubește pe tine, Cornel, pe tine te iubește. În momentul în care am înțeles iubirea lui Dumnezeu, n-am mai putut să stau nepăsător. N-am mai putut să îmbrățișez lumea. N-am mai putut să mă întorc la lucrurile din lume. Am zis, Doamne, dacă Tu mă iubești așa cum sunt, atunci eu am să Te slujesc pe Tine tot restul vieții. Dragostea lui Dumnezeu trebuie acceptată și trebuie crezută. Jertfa Lui trebuie acceptată și trebuie crezută. Pe lângă atâția oameni trece această iubire. Atâția oameni merg la biserică și sunt oameni care vin și aici la biserică și dragostea lui Dumnezeu trece pe lângă ei. Ei nu iau dragostea lui Dumnezeu personal. Ei nu privesc la Dumnezeu să stea de vorbă cu El ca și cu un tată, să spună, Doamne, îți mulțumesc pentru că mă iubești pe mine, Doamne. Tu ești Dumnezeul meu, dragostea Ta e personală, Doamne. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc că ai milă de mine, îți mulțumesc că mă ierți, îți mulțumesc că mi-ai scris numele în ceruri, îți mulțumesc că mă primești, îți mulțumesc că îmi dai voie să Te slujesc. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, mă încred în Tine, Doamne, accept iubirea Ta, accept jertfa Fiului Tău. Cu asta se ajunge la mântuire, cu această atitudine, iubire acceptată, crezută. Și apoi, ce se întâmplă în continuare? Omul care crede, trăiește în lumină, începe o viață în lumină. Lumina e mediul în care trăim, lumina e mediul în care trăim. Dar cine lucrează după adevăr, spune versetul 21, vine la lumină. Odată ce ai acceptat adevărul lui Dumnezeu, vii la lumină. Nu trăiești în întuneric. Viața trăită pentru Dumnezeu e o viață în termenii Bibliei. E o viață trăită în lumină, nu în întuneric. Nu lucruri ascunse, nu lucruri stricate, nu lucruri care îl ofensează pe Dumnezeu, ci în lumină. Lumina e mediul în care își desfășoară activitatea un om care acceptă iubirea lui Dumnezeu. Și asta e identic cu faptele bune, modul în care trăim. Mediul în care trăim e lumina. Modul în care trăim sunt faptele bune, faptele dovedite înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Versetul 21. Pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Iată, iubirea lui Dumnezeu, răspuns la iubire, credință în Dumnezeu, această credință ne duce la lumină și în această lumină în care ne desfășurăm activitatea, sunt faptele bune, o viață neprihănită. Aici, de fapt, se vede rezultatul nașterii din nou, rezultatul noirii pe care o face Duhul Sfânt în viața unui credincios. Știu că de-a lungul anilor am mai avut discuții, poate chiar și în familie, și cu alții, vis-a-vis de următorul subiect. Există două categorii de credincioși în biserică și nu-s mai buni unii decât ceilalți, dar sunt două categorii, se separă în două și e destul de greu de separat, dar încercați să ascultați. Este o categorie de credincioși care au trecut printr-o întoarcere la Dumnezeu dramatică, adică oameni care au fost în lume, oameni care au trăit fără Dumnezeu, oameni care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, oameni care ori s-au născut în familie de necredincioși, ori chiar dacă s-au născut în familie de credincioși, au mers în lume și din lume s-au întors. Când oamenii aceștia s-au întors la Dumnezeu, au trecut printr-o convertire și printr-o transformare dramatică. Și dumneavoastră ați auzit mărturii de la frați. De exemplu, dacă vreți să ridicați mâna sus, frații și surorile care v-ați întors la Dumnezeu fără ca să vă fi născut în familie de credincioși penticostali, vă rog, ridicați mâna și țineți un pic mâna ridicată sus. Cei care... Deci nu sunt foarte multe, dar sunt câteva mâini ridicate.
Frații aceștia, vreau să cred, că au trecut printr-o transformare dramatică, alături de, acum să ridice mâna sus și eu mă încadrez aici, oamenii care chiar dacă s-au născut din familii de credincioși, chiar dacă au crescut în familii de credincioși, au avut o perioadă de timp, poate în copilăria lor, în tinerețea lor, când și-au întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a ieșit înainte și s-au întors la Dumnezeu și au trăit o experiență dramatică prin întoarcere la Dumnezeu. Dacă sunt și din aceștia și cred că sunt mai mulți decât primii. Așa, aceste două mini-categorii le punem împreună. Întoarcere la Dumnezeu dramatic, o transformare dramatică, adică, la ce mă refer? Vorbesc în cazul meu și alții în cazul lor. Înainte ca să mă întorc la Dumnezeu, nu citeam Biblia, nu mă rugam și nu mergeam la biserică. Dau doar trei cazuri foarte simple. Nu citeam Biblia, nu mă rugam și nu mergeam la biserică. Asta înseamnă că n-aveam nicio viață spirituală. Ce viață spirituală poți să ai dacă nu citești Biblia, dacă nu te rogi și dacă nu mergi la casa Domnului, la părtășie cu frații? Nu poți să ai viață spirituală. Și eu nu făceam lucrurile astea. După ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul Sfânt și transformarea pe care a făcut-o în inima mea, s-a născut foame și dorință pentru cuvânt, pentru rugăciune și pentru părtășie, pentru casa lui Dumnezeu. Și din momentul acela sufletul începea să fie săturat prin aceste experiențe. Schimbare dramatică, adică eu am putut să reflect asupra vieții mele și să mă uit în urmă și să zic cum am fost înainte și cum sunt acum. Și a fost foarte vizibilă transformarea. Toți cei care au trecut printr-o transformare sau întoarcere dramatică pot să își vadă viața dinainte și de acum, să zică extraordinar, ce mare har, ce binecuvântare. Asta e prima categorie de credincioși. Dar există a doua categorie de credincioși, care poate e mai mare decât prima. Îs credincioșii care s-au născut în familii, care l-au iubit pe Dumnezeu, chiar dacă au avut ei anumite scăpări, că n-au fost perfecți, niciunul. Totuși, când s-au întors la Dumnezeu, când s-au botezat, n-au trecut printr-o transformare dramatică. N-au trecut printr-o convertire vizibilă în care să spună extraordinar ce s-a întâmplat. Ei au fost copii cu minți, tineri cu minți, băieți și fete. Sunt convins că avem la fanfară, la corul de fete, corul bărbătesc, la cor, frați și surori în adunare, care din totdeauna au fost, să zic, zicem noi, folosim termenul acesta, copii cu minți. Au fost copii cu minți. Au fost întotdeauna la biserică, au ascultat, n-au făcut rele. Asta e cazul soției. Ea-mi povestea, eu povesteam cum m-a schimbat Dumnezeu, ea zicea, mă, eu nu prea am ce să povestesc pentru că eu din totdeauna am ascultat de părinți, am mers la biserică, am citit Biblia, m-am rugat, l-am iubit pe Dumnezeu. La mine nu e așa o schimbare. Înseamnă că eu nu-s mântuit atunci? Înseamnă că neapărat trebuie să fac și orelele pe care le-a făcut alții ca să am parte de întoarcere? Nu, nu, nu. Nu. Cei care sunt cu minți, să rămâneți cu minți, Domnul să vă binecuvinteze. Nu trebuie să gustați păcatul ca să vedeți cât de rău e. Că numai Adam a vrut să guste și el din pom și a căzut amândoi. Putea să o lase numai pe Eva. Și poate era Eva săraca singură pe nu știu unde și la Adam îi făcea Dumnezeu alta și o ducea bine el altfel. Dar dacă el a zis, ia să văd cum îi, a pățit-o și suntem toți aici. E rezultatul neascultării. Nu trebuie să guști din păcat ca să știi că e rău. Că toată Biblia strigă împotriva păcatului. Suferința Domnului Iisus Hristos ne arată cât de rău e păcatul. Blestemul care a căzut pe cel mai sfânt
arată cât de grav este păcatul. Nu trebuie să-l treci, nu trebuie să-l experimentezi, nu trebuie să te joci. Rămâi în continuare credincios. Dar și pentru cel care nu a avut o transformare dramatică, și pentru el, a existat un moment, a existat o zi sau o perioadă în care a început o pasiune nouă în viața lui. Ceva s-a întâmplat și pentru el, chiar dacă nu poate să descrie exact, dar avut, a trecut printr-o pasiune nouă, o seriozitate nouă, a zis, măi, de acum trebuie să mă gândesc mai serios la mântuirea sufletului meu, la viața mea spirituală. A luat hotărâri noi, a zis, Doamne, de azi înainte nu mai privesc lucrurile așa cum le-am privit înainte. Chiar, repet, dacă n-a trecut printr-o transformare dramatică și a luat niște hotărâri noi, a început o viziune nouă în viața lui, a fost mai concentrat acum la mântuire, la viitor, la credință, la salvare, la biserică, la împărăția lui Dumnezeu. Deci lucruri noi tot s-au întâmplat și în inima celui care n-a trecut printr-un moment dramatic de transformare. Și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Și unii și alții suntem egali, fraților. Nu disprețuiți pe cel care a căzut și s-a întors la Dumnezeu, dar nu disprețuiți nici pe ăla care stă în biserică și slujește lui Dumnezeu. Că uneori se întâmplă și asta. Uneori facem eroi din cei care cad și se ridică și neglijăm pe cei care au rămas și sunt credincioși și îl iubesc pe Dumnezeu. Uneori facem erou din fiul risipitor și îl trimitem la plimbare pe fiul cu minte care a stat acasă. Mulți deformează predicile și nu înțeleg pilda aceea. Că doar nu-i vina copilului cu minte din casă, nu-i vina lui că celălalt și-o strica banii unde n-o trebuie. Nu-i vina lui că a plecat fratele lui de acasă. Nu-i vina lui că nu înțeles ce se întâmplă și-o cerut la tatăl explicației. Și tata i-a explicat ce înseamnă iubirea de părinte. Că copilul din casă nu înțelege care iubirea de părinte până-i vine rândul lui să fie părinte. Asta n-a înțeles fratele. Exact cum nu înțeleg acum, unii tineri nu își înțeleg frații și surorile lor și nu-i acceptă pentru una sau alta. Părintele altfel vede. Părintele, chiar dacă are un copil neascultător, pentru el e copilul lui, face orice, face orice ca să-l salveze. Se roagă mai mult pentru el, e mai răbdător cu el. Fratele sau sora e mai justițiar, fratele sau sora din familie mai cu dreptatea, mai cu adevărul. Părintele, mă copii, stați așa un pic. Așa se poartă Dumnezeu Tatăl nostru cu noi. El îi iubește pe cei ascultători, dar El îi iubește și pe cei rebeli și vrea salvarea și mântuirea lor. Indiferent de tipul de credincios care ești, în seara aceasta vestea bună e că Hristos Domnul a murit la fel pentru toți. Și noi toți suntem mântuiți prin acea jertfă și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut bine. E adevărat că uneori văd în cei care s-au întors un zel mai mare pentru Domnul. Văd lucrul ăsta. În cei care au căzut și s-au întors și au fost reprimiți de Dumnezeu, în ei văd un zel mai mare, o dorință mai mare, o pasiune mai arzătoare pentru Domnul și alții sunt un pic mai nepăsători. Acum Dumnezeu să ne aprindă pe toți cu focul iubirii Lui, să-L iubim pe Dumnezeu, să avem pasiune pentru El. Noi răspundem la iubirea lui Dumnezeu cu credință. Credința ne aduce în lumină. E locul unde se petrece nașterea din nou, se întâmplă nașterea din nou. E miracolul acesta al transformării, metanoia pe care Dumnezeu o realizează în sufletul nostru. Și apoi trăim. Rezultatul este viața veșnică. Rezultatul credinței și a iubirii divine este mântuirea, viața veșnică. Versetul 16, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ăsta e rezultatul, dar e nevoie de iubire. Fără iubirea lui Dumnezeu am fi nimic. Dar iubirea lui Dumnezeu
fără credința ta, e zadarnică pentru tine. Nu e zadarnică pentru lume. Noi nu putem spune că Hristos a murit în zadar. Hristos n-a murit în zadar, Dumnezeu nu ne-a iubit în zadar, ca așa de mulți. Milioane de oameni răspund cu credință iubirii lui Dumnezeu. Dar pentru tine care nu crezi, care nu vrei să crezi, care te împietrești, pentru tine iubirea e zadarnică. Până când o primești, până când o accepți. Și Dumnezeu să mai dea o șansă celor care au respins-o până acum. Dumnezeu să se îndure. Același drum începe la iubire, dar se sfârșește în cealaltă parte. Există un drum care de la iubire, de la dragoste, duce la pierzare. Începe în același loc, imaginați-vă o bifurcație. În același loc începe. Începe în iubirea lui Dumnezeu. Cei care cred o iau în direcția mântuirii. Ajung la lumină, la faptele bune și la mântuire. Ăsta e drumul celor mântuiți. Ceilalți tot acolo încep, că Dumnezeu i-a iubit pe toți la fel. Dumnezeu a iubit lumea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Vedeți, dacă ar fi scris acolo, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu biserica, termenul ar deveni exclusiv și unii ar zice, noi nu suntem rânduiți să ajungem în biserică, Dumnezeu o iubi numai biserica lui, noi nu suntem parte din biserică, nu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe toți i-a iubit Dumnezeu, pentru toți a manifestat Dumnezeu iubirea în Hristos. Acum e răspunsul nostru, e răspunsul oamenilor. Dumnezeu i-a iubit pe toți. Aici, într-o paranteză, de aceea Evanghelia trebuie să meargă și acolo unde Evanghelia n-a fost vestită. Pentru că dacă mesajul iubirii lui Dumnezeu n-ajunge la oameni, s-ar putea să fim noi responsabili că nu le-am dus mesajul. Dacă oamenii nu răspund cu credință la mesajul iubirii, nu-i responsabilitatea noastră, e responsabilitatea lor cum răspund la mesajul iubirii lui Dumnezeu. Pentru întreaga lume, drumul începe cu dragostea lui Dumnezeu. Și atunci există categoria aceasta de oameni care nu cred. Nu cred. Necredință e partea ce aparține omului. Necredința. Versetul 18. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Adică iubirea lui Dumnezeu poate fi zădărnicită de necredința omului, pentru el, pentru sufletul lui. Poate să o facă fără valoare pentru el și pentru viitorul lui. Necredința. Evrei 4:2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Asta e vestea bună. Dar lor, cuvântul care a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic. De ce? De ce? Pentru că nu a găsit credință la cei ce l-au auzit. Extraordinar! În aceeași clădire, în aceeași biserică, se propovăduiește același cuvânt. Unul îl acceptă pentru că crede și se mântuiește, și altul nu îl acceptă pentru că nu crede și se condamnă singur. Este judecat. Omul care nu acceptă cuvântul, omul care nu crede, se condamnă singur, intră în întuneric sau rămâne în întuneric. Întunericul e mediul în care se trăiește. Oamenii, versetul 19, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Versetul 20, urăște lumina și nu vine la lumină, rămâne necredință. Faptele rele sunt ceea ce face omul, modul în care trăiește omul în întuneric. Întunericul e mediu și faptele rele reprezintă modul în care trăiește omul. Versetul 19, pentru că faptele lor erau rele. Versetul 20, căci oricine face răul urăște lumina, ca să nu-i se vădească faptele. Încheie.
Și care e finalul? Finalul este condamnarea. Îi rezultatul necredinței în ciuda iubirii divine. Și egal pierzare. Versetul 16. Pentru că oricine crede în el să nu piară. Care-i opusul? Care-i opusul? Oricine crede în el să nu piară. Cine crede nu piere. Dar cine nu crede piere. Observați, în această frază este un nu, un nu mare. Și acest nu mare trebuie pus undeva. Ori îl pui la început, ori îl pui în a doua parte a frazei. Ori în prima propoziție, ori în a doua propoziție. Cine crede, nu piere. Cine nu crede, piere. Nu-ul trebuie pus ori într-o parte, ori în cealaltă. Unde ai așezat nu-ul? În viața ta. În prima parte sau în a doua? Îți binecuvântați cei care au pus nu în partea a doua. Ei au început cu da. Da, eu cred. Da, eu cred. Și cine crede, nu piere, ci are parte de viață veșnică. Ce trist că drumul care duce la pierzare începe în iubirea lui Dumnezeu. Dar nu-i suficient să auzi despre iubire, nu-i suficient să citești despre iubire. Este suficient doar în momentul în care crezi și accepți iubirea, umbli în lumină și trăiești în lumină și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu în seara aceasta că suntem în casa Lui. Aș vrea să cred că cei mai mulți dintre noi care suntem aici, suntem aici pentru că am acceptat iubirea lui Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu ne-a vorbit și numai iubirea lui Dumnezeu ne-a dus aici. Și tu împreună cu mine trebuie să recunoaștem în seara aceasta că dacă nu era iubirea lui Dumnezeu, nu eram pe băncile astea, nu erați aici, nu eram aici. Nu eram aici, frați și surori, dacă nu-și manifesta Dumnezeu iubirea și dacă într-o zi Duhul Sfânt nu ne atingea inima să ne aducă la credință. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Să fim recunoscători și să ne rugăm pentru cei care sunt împietriți. Să ne rugăm pentru cei care sunt împietriți. Că jertfa lui Hristos e suficientă ca să mântuiască toată lumea. Este loc în împărăția lui Dumnezeu pentru toți copiii noștri, pentru toate rudenile noastre, pentru toți dușmanii noștri. Este loc în împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru mântuirea și salvarea lor. Am să vă invit la o rugăciune specială. Vă rog să vă ridicați înaintea Domnului. Facem o rugăciune specială și vă rog să vă rugați pentru noi. Împreună cu fratele Vase Tupița, împreună cu fratele Manuel Vicovan, marți plecăm în Africa, doar pentru câteva zile. Lunea viitoare ne întoarcem înapoi cu ajutorul Domnului. Familia Tomeniuc, Dorin și Dana, vor pleca pentru o perioadă mai lungă, până în luna ianuarie, când vom merge a doua oară pentru inaugurarea bisericii de acolo. Ne rugăm Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu să dea la o parte orice piedici, Dumnezeu să dea biruință, Dumnezeu să păzească, Dumnezeu să ocrotească, Dumnezeu să dea izbândă și Dumnezeu să răsplătească. Am să invit frații să vină în față și am să invit frații slujitori să vină și să se roage pentru noi. Și am să rog biserica să vă rugați pentru noi. Dar să nu se limiteze rugăciunea doar la aspectul acesta. Rugăciunea noastră să fie pentru toți cei nemântuiți din casă și pentru cei nemântuiți de afară. Dumnezeu să mai mântuiască. Cu ocazia acestor sărbători să strălucească iubirea lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să accepte prin credință ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Haideți așa cum stăm cu frații să vină în față și frații slujitori, haideți să ne rugăm împreună și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.